Salutare! Am zis să fac un filmuleț scurt despre noua aplicație de la Hidroelectrica, care are o problemă majoră, aș putea spune foarte gravă, practic o breșă de securitate. Am încercat astăzi să-mi fac cont și eu. Se face contul pe baza CNP-ului și a codului POD, adică al locului de consum. Eu am două contracte, unul e pe numele meu, unul e pe numele mamei. Mi-am făcut prima oară cont eu, mi-am băgat CNP-ul, podul, totul a depus cum trebuie, mi-a venit confirmare pe e-mail că s-a creat contul, am reușit să intru în cont, am și confirmat crearea contului, mi-am văzut toate facturile, totul în regulă, după aceea să fac cont pentru mama mea. Ce să vezi, am băgat CNP-ul, am băgat podul, mi-a venit confirmarea pe mail cu numele mamei, gata, s-a deschis contul. Când să intru în cont, văd alt nume, alte facturi, alte date personale, complet totul schimbat. Deci nu avem nicio treabă cu datele mamei mele. Practic eu văd facturile altcuiva, pot să văd toate datele personale, locațiile, cât are de plată. Deci, din punctul meu de vedere, este ceva foarte grav. Eu am încercat să iau legătura cu cei de la Hidroelectrica. Cred că am stat 50 de minute în telefon pe numărul acela scurt care îl dau ei. Nu mi-a răspuns nimeni. Am trimis un mail la un mail care l-am găsit și eu pe net de contact. Vă dați seama că încă n-am primit niciun răspuns. Și am zis să fac și acest video de atenționare. Eu recomand să nu o faceți momentan cont pentru aplicația de la Hidroelectrica, pentru că nu se știe dacă iar se încurcă conturii. Chiar nu știu dacă a mai pățit cineva chestia asta. Chiar vă rog să lăsați în comentarii dacă a mai pățit chestia asta. În momentul în care îți faci cont, când se creează contul, cine știe unde mai ajung datele tale? Mă rog, nu știu cât de grav poate să fie pentru mine personal, dar poate pe unii îi deranjează și nici mie nu mi se pare normal să văd exact toate datele altei persoane. Chiar am căutat să văd în josul paginii scrie și de cine e făcută această aplicație. Presupun că a fost făcut o licitație. Știu că partea principală a fluxului de management, partea din spate a toate baza de date, a fost făcută de UiPath, firma aceea românească, dar partea asta de aplicație de Android și portal pentru clienți a fost făcută de o firmă americană cu sediu în Florida sau ceva de genul, că am căutat-o pe net, review-uri foarte proaste, desigur, ale firmei și nu știu ce a făcut, dar au greșit complet din punct de vedere al securității. Eu nu mai vorbesc că i-a anunțat aplicația asta, cred că din ianuarie-februarie anul trecut, au tot dat știri că lucrează la ea, că fac, o să meargă, că o să fie ok, că o testăm înainte, ca să fim siguri că merge bine. Na, iată că i-au dat drumul și e clar că nu e deloc cum trebuie. Mi se pare inacceptabil în zilele noastre să se întâmple așa ceva. Sunt niște chestii de bază de securitate. Nici nu știu exact mecanismul cum se poate întâmpla chestia asta, dar nu e bine. De-aia vă recomand să nu vă faceți acum cont la Hidroelectrica. Așteptăm să vedem, că presupun că o să-și dea și ei seama. Eu am încercat să-i anunț, v-am spus, nu am reușit. Eu sunt client Hidroelectrica de când au deschis prima oară posibilitatea de a face contract ca persoană fizică, ca utilizator casnic cu ei. Foarte mulțumit, e cel mai mic preț de pe piață, am zis, fac o companie românească, că nu o să dau banii la altă companie din afară când avem această posibilitate de a face cu o companie din țară. Înainte de Hidroelectrica am avut contract la Digi pentru energie, dar i-au mărit foarte mult tariful și logică mi-a fost mult mai bine să mă mut la Hidroelectrica. Ce să zic, chiar o să vă mai înregistrez un pic de pe laptop ca să vedeți exact ce și cum. Deci intru aici pe iHidro, Hidroelectric Autentificare. Ops, se pare că și-au dat seama de această problemă. Până adineauri am mers până acum câteva minute. E de bine că măcar și-au dat seama și-au blocat site-ul, așa că sperăm că o să rezolve cât mai repede. Practic, atenționarea mea dinainte, nu știu dacă își mai are rostul, pentru că nu mai ai cum să mai faci cont. Dar e bine să știe lumea de chestia asta. Să ne vedem sănătoși la următorul video.